Bună ziua, revenim după o scurtă problemă tehnică cu vocea mea. De obicei eu vorbesc încet și nu prea se înțelege, dar acum se pare că am vorbit atât de încet încât nu se auzea nici măcar pe site. Ne bucurăm să vă avem alături de noi astăzi, miercuri. Pentru că miercuri de obicei este o zi dedicată dreptului penal și astăzi vom continua discuțiile pe fenomenul de spălare a banilor. Eu mă numesc Cristian Bălan, judecător în cadrul judecătoriei Buftea și împreună cu doamna procuror Elena Hac, astăzi suntem nerăbdători să discutăm anumite probleme pe care le-am propus relativ la prevenirea spălării banilor. Descoperă acum Isolex, soluția software care îmbunătățește rapid întreaga activitate a cabinetului tău de avocatură. Un avocat bun știe că există mereu loc pentru plus valoare. Isolex, din respect pentru profesie. www.isolex.ro. Juridice.ro recomandă Isolex. Am denumit dezbaterea de astăzi prevenirea spălării banilor pentru a continua puțin discuțiile începute data trecută. Data trecută am vorbit despre unitatea de informare financiară, în principal la oficiu, care este rolul său, misiunea, care sunt atribuțiile, cum primește informări, cum le înaintează. Astăzi am dorit să continuăm pe aceeași idee, să vorbim un pic despre obligații de informare și mai ales despre tranzacțiile suspecte, că ele sunt cel mai important aspect legat de obligația de informare. Dar pentru început aș vrea să îi dau doamnei procuror cuvântul pentru a ne face o scurtă prezentare a obligației de informare, în special pe aspectele cele mai frumoase.